că în cuplul acesta nu văd un cuplu uman, ci văd o unitate dialectică a contrariilor. Și știți dumneavoastră că nu se creează nimic în lumea aceasta dacă nu intervine conflictul sau contradicția sau interacțiunea dintre cele două, știu eu, noțiuni contrare sau dintre cei doi poli. Ați învățat la fizică? Acolo mergeți dumneavoastră, eu, da, partea în capătul celălalt și pe unul vin și eu. Da. Deci, știți de la fizică că dacă nu se întâlnește raza care trece prin focar cu raza care trece paralel cu axa principală, se formează imaginea? Nu se formează. La chimie, dacă nu se unesc cele două valențe, se formează molecula? Nu se poate forma. Iar în materia vie știe toată lumea că dacă nu există acea confruntare între cele două sexe, nu se poate crea nimic. Din cauza aceasta, în viziunea gânditorilor antici, cifra 2 era considerată cifra creației, așa cum cifra 1 era considerată cifra absolutului și cum cifra 3 era considerată cifra spiritului, cifra 4, cifra firii și așa mai departe. Există niște explicații interesante care sunt principii de dumneavoastră cunoscuți mai mici. Deci, iată încă o condiție, poate că cea mai importantă, de aceea este și pus în centru, și anume confruntarea dintre cei doi poli care duc la creație. O să întrebați, dar de ce cuplul acesta uman este suspendat, nu este așezat pe vreo piatră, pe vreo blaviță, ceva? Pentru că nici nu are nevoie de suport, suportul este însăși unitatea și dacă n-ar exista această unitate, niciun suport nu ar putea să-i țină locul. Dar aceasta este faza inferioară, este faza biologică a existenței. Deasupra acestei faze biologice, ne vom întâlni cu o altă treaptă superioară și anume faza spirituală. Să mergem un pas mai departe. Și aici o să încercăm să vedem ce spun ochii și să vedem după aceea cam ce ar putea să ne spună mintea. Un zid care acopere peretele de sus și până jos. Un bărbat care lovește cu pumnii în acel zid, din atitudinea corpului, din mișcarea pumnilor, noi ne dăm ușor seama și ce sentiment a pus stăpânirii pe acest bărbat. Și ne dăm ușor seama că el este copleșit de un sentiment de părere de rău. Vedem acum un chip feminin în zid, care ne aduce aminte nouă de o legendă, și mai vedem în sus niște siluete umane care urcă și coboară. Ia să încercăm acum să tragem de limbă pictura, să ne-ar putea spune în adâncul ei. Asta este pentru ochi, dar pentru minte. Întâi și întâi, cine o fi ridicat zidul acesta? O întrebare. N-avem pe cine să dăm vina în pictură, decât pe bărbatul acesta. Este performanța lui, este realizarea lui, este opera lui. Ar trebui să se bucure de ceea ce a făcut, așa facem și noi. Când facem ceva, indiferent cât de mic sau de mare lucru, noi ne bucurăm și ne mândrim chiar. Așa ar trebui să facă și el. El, din contra, este stăpânit de un sentiment de regret. De ce oare? Pentru că el vede lucrurile mult mai departe decât bănuim noi. El vede că propria lui operă l-a transformat în prizonierul acestei performanțe. Orizontul există, dar nu mai există pentru el, pentru că între el și orizont și-a pus propria lui creație. Chiar cunoștințele noastre, cât de importante ar fi, au pe lângă avantaj și un mare dezavantaj, pentru că se transformă într-un hotar peste care noi după aceea trecem greu. Spunea tot un gânditor antic că puținul care îl cunoaștem ne ascunde imensitatea necunoscutului. Deci iată că el este pur și simplu captivul acestei performanțe, dar s-ar putea ca această părere de rău a lui să mai fie determinată de ceva, de sacrificiul pe care l-a făcut. Noi ne aducem aminte de legenda meșterului Manole, că meșterul și-a sacrificat ce a avut el mai scump ca să poată ridica mănăstirea. Dar întrebarea întrebărilor este alta. Ceea ce a sacrificat el nu este mult mai important decât ceea ce a obținut? Oare sufletul anii nu era mai de valoare decât zidurile mănăstirii? Iată el că a făcut din punct de vedere simbolic un sacrificiu mult prea mare față de un rezultat foarte mic. Dar nu numai din punct de vedere simbolic, dar și din punct de vedere practic,
Noi observăm, dacă gândim lucrurile la dimensiunea lor adevărată, că sacrificăm o formă preexistentă superior organizată și obținem una inferior organizată, ca să facem o casă. Sacrificăm arborele din pădure, dar arborele din pădure nu este o alcătuire mai bine organizată decât casa care am făcut-o noi? Sau stricăm pădure ca să facem o goră și așa mai departe. Și nu numai din punct de vedere practic, ci din punct de vedere social și din punct de vedere al filozofiei. Totdeauna sacrificăm o formă preexistentă superior organizată și obținem una inferior organizată. Oare cele 60 de milioane de morți dintr-al doilea război mondial au fost justificate de felul cum a fost organizată societatea după aceea? Și putem prelungi treaba și în zilele noastre și permanent vedem că sacrificăm o formă preexistentă superioară ca să obținem una inferioară. Bach, când vorbește la bătrânețe despre muzica cosmică, muzica care nu se aude cu urechea, care nu ne zdrunge și ne nerde și ne strică sănătatea, ci o altă muzică, el spune și că indiferent cât de perfect ar fi o vioară, bradul pe care îl sacrificăm este posesorul unei muzici mult mai profunde, pe care noi însă nu suntem în stare să o auzim, dar noi o sacrificăm. Și zicem, am făcut o vioară. Iată, deci, care este. Ați văzut dumneavoastră că țăranul, când face o casă, pune sus la căprioare un buchet de flori. Știți ce semnificație are? Nu este nimic altceva decât semnul sacrificiului pe care l-a făcut ca să poată construi casa. El nu mai știe, dar instinctiv face gestul acesta. Și floarea care o primim noi sau o dăm, nu pentru latura estetică este important gestul, ci pentru faptul că sublinează ideea că de dragul cuiva sacrificăm o formă de viață. Atât de drag nu este cineva, încât de dragul lui am sacrificat o formă a existenței. În legătură cu sacrificiul pe care îl facem pentru a obține un lucru relativ minor, fiindcă știu că dumneavoastră sunteți cunoscători de limba franceză și aveți în limba aceasta un poet de mare prestigiu, Mallarmé, și pe care cred că l-a studiat sau îl veți studia. El are un catren excepțional tradus și în limba română. De data aceasta am impresia că traducerea este chiar superioară originalului, pentru că limba noastră a permis mai mult decât franceza. Și el spune, cât te costă floarea asta pusă sus la căpriori? 3 bovnice, nevasta, 2 bătrâni și mulți feciori. Aveți de o parte pus sacrificiu și de o parte rezultatul se cântărește singur. Dar pictura nu ne lasă să ne oprim aici. Vedem sus niște siluete umane care urcă și coboară. La cine ar putea trimite cu gândul asta? La faptul că orice urcuș duce obligatoriu la coborâș. Noi, sărmanii, ne grăbim să urcăm cât mai repede, cât mai sus, cât mai mult, fără să ne dăm seama că cât ne-am grăbit mai tare, cu atâta de fapt noi ne-am pregătit celălalt, știu eu, cealaltă pantă a evoluției. Și atunci, dacă orice coborâș, orice urcuș duce obligatoriu la coborâș, de ce să nu inversăm fenomenul? Să coborâm ca să avem de unde urca. S-a gândit cineva la treaba aceasta? Ați găsit undeva în literatură ideea aceasta? N-ați găsit-o nicăieri. Totuși un anonim român avea să spună, lasă-mă să mă cobor până la talpa tuturor, ca de acolo să mă sui până în piscul nimănui. Sigur că, în continuare, avem posibilitatea să călătorim tot în lumea spirituală, pe diferite pante, pe diferite aspecte, pe diferite probleme. Noi însă nu o să avem timp, pentru că eu am să am treabă acolo, dacă dumneavoastră vreți să mergem la expoziția cealaltă. Și, eventual, în timpul acesta, vedeți restul picturilor lui Sabine Marașa, că sunt 18 de toate. Și dacă o să vreți la vreo una să încerceți niște explicații, am să vă dau. Dacă eventual putem rămâne cu celălalt grup, atunci noi putem să rămânem din nou. Eu trebuie să iau cu ceilalți. Despre geneză în general, o să vedem că pictorul nu se oprește la ceea ce nouă ni s-ar fi părut că este de ajuns. Și o să ne oblige să călătorim în continuare, tot așa, cu gândul, pornind de la ceea ce el a pictat.
Eu știu că vouă este un pic mai greu, pentru că sunteți încă copii, n-aveți încă suficientă experiență și n-aveți suficiente cunoștințe. Eu am să încerc totuși să fiu cât mai explicit, ca dumneavoastră să rețineți totuși câte ceva. Pictura care o aveți la ora actuală în față, sigur că dumneavoastră veți fi tentați să spuneți că este o frumoasă scenă marină. Și așa este pentru ochi. Dar dacă ne uităm mai bine, vedem că lucrurile nu stau chiar așa cum mi se pare nouă că le vedem. Dacă ne uităm, de exemplu, la norii deasupra apei, observăm că norii tind să capete contur de porumbei. De ce oare? Pictorul ne readuce în minte aceeași idee pe care am discutat-o și la Babele, și anume tendința materiei moarte de a se transforma în materie vie. Aici la altă ipostază a materiei. Dar de ce revine oare pictorul asupra acestei probleme? Poate și datorită faptului că aceasta este de fapt problema de bază. Poate și datorită unui alt motiv. Ați văzut că acolo pictorul ne oferă posibilitatea să pășim de la posibilitatea materiei moarte de a trece în materie vie la forma inferioară de manifestare a materiei, și anume forma biologică. Aici însă ne va permite să facem un alt salt, și anume, de la potența materiei moarte de a se transforma în materie vie, noi vom putea să pășim la cota supremă de manifestare a spiritului. Și o să vedem treaba aceasta mai departe. Sigur că aș fi dispus să vă pun întrebarea cine este înfățișat aici în această pictură. Și dumneavoastră veți spune cu toții Eminescu, iar eu voi avea neobrăzarea să spun nu-i adevărat. Niciun fel de Eminescu. Este absolutul, este universalul, este perfecțiunea, este îmbinarea dintre fond și formă, dintre spirit și materie. Dar dacă toate lucrurile acestea s-au întrunit în Eminescu, ce să facem? De aceea, într-al doilea rând, suntem datori să ne aducem aminte și de numele acesta, și de omul acesta, și de geniul acesta, și de creația lui. Știți și dumneavoastră din cele învățate cum că Eminescu este cel mai de seamă reprezentant al nostru spiritual și este totodată și cel mai de seamă reprezentant tipologic. Că ați văzut dumneavoastră acolo când ne-am întâlnit cu o anumită tipologie umană prezentă pe pământurile noastre și Eminescu este unul dintre exemplarele care subliniază această sumă de trăsături. Dar, pentru că câteva cuvinte trebuie să spunem despre Eminescu, puține, s-a scris de ajuns, dar nu s-a scris totul și s-a scăpat din vedere tocmai ce este mai esențial. Știut este că Eminescu este unul dintre cei mai de seamă poeți ai lumii. Și atunci când criticii pe plan mondial n-au avut ce face, s-au apucat ei să găsească cam cine ar putea fi considerat cel mai de seamă liric al lumii. Și bineînțeles că fiecare a venit cu o propunere și a fost pomenit și Shakespeare, și a fost pomenit și Walt Whitman, și Hölderlin, și Byron. Printre dinși a fost pomenit și Eminescu, și poate că mai mult decât toți ceilalți, Eminescu stă îndărătnic pe această platformă. Din ce cauză? Pentru că la niciun alt poet al lumii, dialogul între simțire și gândire nu este atât de profund ca la poetul nostru. Doar un poet german, Hölderlin, pe care l-am pomenit, mai poate fi comparat, dar l-am recitit unul de mult chiar pentru a face această comparație și îmi dăm seama că Hölderlin, care săracul n-a putut crea decât până la 30 de ani, nu se poate compara în profunzime cu poetul nostru. Ca să ne dăm seama de felul cum este el apreciat și peste hotare, un critic străin, care a învățat limba română doar pentru a-l citi pe Eminescu, avea să spună despre Eminescu în felul următor. În arborele literaturii universale, Eminescu este o ramură mică, dar este ramura din vârf care face legătură simbolică între cer și pământ. Ați întâlnit cuvintele acestea la școală, vi le-a spus cineva? Le-ați găsit printr-o altă carte? Ați găsit la adresa vreunui alt om de seamă cuvinte atât de frumos spuse?
eu caut de vreo 30 de ani și nu găsesc. Dacă veți găsi voi, eu am să vă rămân dator să-mi spuneți și mie. Alghezi, când vorbește despre Eminescu cu gelozie, dar și cu considerație, spune în felul următor. Eu, prin meșteșugul meu, m-am ridicat până la nivelul artei. Eminescu a coborât la nivelul artei, dintr-o lume pe care nu o pot pătrunde, ca să stea de vorbă cu noi. Iar Blaga spune undeva foarte frumos, Eminescu s-a ridicat deasupra lumii, nu pentru că a vrut el, nu pentru că a avut vreo ambiție, nu pentru că l-a împins vreo ironie, ci pentru că nu l-au mai putut încăpea adâncurile. O să reflectați voi asupra acestei probleme. O să mergem mai departe. Voi care sunteți de la Constanța, sunteți cu marea permanent în față și multe minuni cred că ați văzut voi acolo la mare. Nu mai vă întreb eu de care, dar o astfel de minune ați văzut? N-ați văzut. Nici măcar n-ați visat. De ce pictorul își permite să facă așa ceva? În loc să facă ceva care se potrivește cu concepțiile noastre. Ce vedem acolo? Vedem că din apa mării se ridică o ființă umană. Nici nu iese în întregime. Tinde să se întoarcă acolo de unde a plecat, purtând masca morții pe figură. Nu este nimic altceva decât ideea inversă pe care am discutat-o și la Babele și la porumbeii deasupra mării, așa cum orice alcătuire a materiei moarte tinde să se transforme în materie vie, tot așa orice alcătuire a materiei vie tinde să se transforme în materie moarte. Este o lege a firii pe care noi nu o putem cunoaște, nu o putem pătrunde, nu o putem modifica, ci doar să o constatăm și să ne supunem ei. Pictura ne poate duce cu gândul la permanenta ondulație din natură sau din lume sau din univers, despre care se ocupă câțiva specialiști, a pomenit despre ea și Vasile Ponta, unii fac legătură cu bucla cibernetică lui Odobleja, veți auzi voi când veți învăța mai departe, alții fac legătură cu curbura firii, că este o problemă de filozofie, dar eu vi le spun vouă lucrurile acestea doar așa, ca întâlnindu-le aici, după aceea să le rumegați pe parcurs. O să mergem mai departe. Apropo de Eminescu, din exerciții care l-am descoperit cam târziu al lui Eminescu, am văzut acum că a apărut cartea, este George Mizeanu, care vorbește despre imaginar rațional și foarte interesant. Cred că este cel mai bun... cea mai profundă analiză a lui Eminescu până acum. Și el vorbește de ideea asta că nu încape nimic. De data aceasta aveți în față o imagine care s-ar putea să vă contrarieze, pentru că contrariază pe foarte multă lume. Și atunci când trec pe aici, unii vizitatori înjură, alții blestemă, alții râd, fiecare cum crede de cuvință sau cum poate. Ce ne văd ochii? Vedem o ființă care nu știm cum să o numim, seamănă cu un zimbru sau cu un bour, dar nu